Cu câțiva ani în urmă, la invitația unui om deosebit, am avut bucuria de a ține câteva conferințe publice. Pentru una dintre ele am pregătit textul pe care îl voi citi de această dată. El, atunci când l-am scris, se intitula Cine sunt marginalii lumii moderne. Dacă l-aș scrie astăzi, l-aș păstra aproape în aceeași formă, dar i-aș da un alt titlu. Cine este aproapele meu? Aș dori să îl dedic tuturor acelora care de-a lungul timpului m-au citit, m-au comentat și mi-au făcut observații. Cine sunt marginalii lumii moderne? Pentru a putea răspunde acestei întrebări, e necesar să ne oprim asupra alteia. Unde se situează marginile lumii moderne pentru a-i localiza marginalii? Altfel spus, care e conturul acestei modernități ai cărei marginali fac obiectul discursului nostru? Probabil, modalitatea cea mai bună de a-l sesiza e aceea de a proceda contrastiv, opunând lumea modernă lumii care o precedă și nu doar într-o strictă cronologie aceea a tradiției. Evident, procedând astfel, riscăm un maniheism care, din perspectiva unor cercetări mai aprofundate, poate părea facil sau la un alt nivel, construit în funcție de o ideologie sau alta. Pentru noi care înțelegem dintr-un început că o asemenea polarizare își are limitele ei, ea rămâne utilă din punct de vedere pedagogic. Noi știm că, asemeni scenei din teatru, ea nu e lumea însăși, ci o reprezentare a acesteia. Așadar, ce e propriu modernității dacă o raportăm la lumea tradițională? Când vorbea de cea din urmă, vizând în mod particular felul în care era reprezentat Universul Cosmologiei, filozoful și istoricul științei Alexandru Coire se referea la lumea închisă. Sociologul Ferdinand Tönis o vedea, din punctul de vedere al disciplinei lui, ca fiind lumea comunităților. Ce înseamnă aceasta? că avem de a face cu o lume sau mai exact o juxtapunere de lumii în care timpul, spațiu și existența individuală sau socială sunt definite complet și în interiorul acestui cadru închis sunt structurate precis potrivit unei ordini ierarhice. Lumea tradițională e o lume în care fiecare lucru sau persoană își are rolul sau funcția sa, și în care binele, atât cel ideal cât și cel social, constă, așa cum spunea Platon, în faptul că fiecare face ceea ce e propriu. Într-o astfel de lume, actele definitorii ale vieții, atât cele individuale cât și ale celei sociale, sunt codificate ritualic lumii închise a tradiției, se opune la nivelul reprezentărilor cosmologice și în formularea lui Coire, universul infinit, deschis dar sideral și la scară socială, ceea ce Tenis numește societate. Lumea modernă e lumea largă, fără nicio limitare, în care spațiu și timpul sunt infinite, omogene și neutre, iar existența individuală și socială e liberă, adică nu e ținută a se supune altor cadre decât cele pe care și le formulează ea singură, din exercițiu individual sau colectiv al rațiunii și al voinței în această lume în care totul se mișcă, atât la scară personală cât și la scară socială, lucrurile și persoanele au roluri și funcții interșanjabile și vagi, în definirea cărora intră o mulțime de factori conjuncturali. În lumea închisă, în care totul e la locul lui, marginalul e delimitat precis și la fel de precis e formalizată și atitudinea față de el. În lumea mișcătoare a modernității, conturul marginalului e difuz, iar atitudinea față de el e fluctuantă. Cum apare marginalul în lumea tradițională? Mai înainte de orice, el stă la propriu, la marginea acestei lumi, la frontiera ei care, pe cât e de clar formulată principial, pe atât e de imprecisă teritorială. La frontiera spațială a acestei lumi se profilează figura neliniștitoare a celui care de fapt îi amenință mereu întregul și ordinea pe care caracterul ei complet o favorizează. Străinul. Străinul e misterios și ca orice mister, cum spune un filozof al religiei, Rudolf Otto, străinul e deopotrivă fascinans, ne atrage, tocmai în virtutea diferenței lui care poartă în ea promisiunea altei lumi și tremendum, ne sperie că simpla lui prezență, altfel decât tot ceea ce știm, amenință coerența structurală a lumii noastre. Lumea tradițională, aceea a comunității, e o lume în care operează abinițio distinția dintre noi și ceilalți. Cum ne raportăm la străini? Probabil că la nivel individual predomină atitudinile reactive și dintre acestea două rămân definitorii, fie îl refuzăm pur și simplu ca pe inamicul ordinii noastre, fie căutăm să-l asimilăm acestei ordini cu miza pierderii specificității lui. La nivel mai larg, atitudinea față de străini e supusă în lumea tradițională unui ritual al domesticirii în virtutea căruia ne încadrăm deopotrivă și noi și el într-o normă transcendentă ce nu anulează distanța ce ne separă, ci o de orice intenții agresive sau concupiscente, transformând-o într-un tampon care ne protejează reciproc. Odiseea lui Homer ne dă o mulțime de exemple ale acestei atitudini față de străin, care în lumea tradițională greco-romană, marcată de fractura dintre noi, cei civilizați și barbari, purta numele de filoxenia. Într-o manieră care ne sună deranjantă astăzi, Aristotel numea sclavul o unealtă vorbitoare. În lumea la care ne referim, scl sclavul nu e un marginal, pentru că are un rol precis asignat în societate. Mai mult, el e considerat a fi o victimă a fatalității, care în esența ei și pentru lumea la care ne referim e înțeleasă ca fiind reversibilă. De aceea, și dincolo de interesul lui productiv, el e obiectul unei griji domestice și nu e pedepsit decât atunci când fie încetează a mai face ceea ce e propriu, dar pentru că nu mai făcea ceea ce e propriu, și un om liber putea ajunge sclav fie tinde să-și debordeze condiția și astfel să pună în primejdie întreaga ordine socială. Spre deosebire de sclav, barbarul e recunoscut a fi om, dar în același timp e privat de atributul social prin excelență, vorbirea. Cuvântul lui nu se integrează dezbaterii comunitare, ci asemenea unui uruit o tulbură. De aceea viața publică, bazată pe cuvânt și dialog, există numai în interiorul cetății. La marginea ei, între noi și barbari, vorbesc doar armele. Am insistat asupra străinului și din cauza faptului că, în ciuda modernității de la care nu încetăm a ne revendica, adesea atitudinile noastre față de marginali revin la tropii unei atitudini premoderne, iar cel ce nu aparține comunității noastre etnice, lingvistice, religioase, etc., e connotat cu atributele unui agresor soft ce amenință stabilitatea lumii în care trăim. Lumea tradițională mai cunoaște un tip de marginal, cel ce îi perturbă ordinea dinăuntru, nebunul. Nebunul e literalmente cel ce nu e bun la nimic, cel căruia nu-i convine niciun rol social, dar care tocmai de aceea e deasupra oricărui astfel de rol, a se vedea nebunii regilor. La începutul istoriei nebuniei în epoca clasică, Michel Foucault ne povestește care era atitudinea oamenilor premoderni față de nebuni. Aceștia erau alungați în afara zidurilor cetății, ori urcați pe corăbii ale nebunilor, înșif și lăsați în voia valurilor și a vânturilor mării. Deși asemenea episoade ne șochează astăzi sensibilitatea, ele nu țin doar de un act eugenic. Căci asemenea tricksterului din mituri și povești, nebunul e capabil în egală măsură să transforme o situație favorabilă într-una defavorabilă și invers una defavorabilă într-una favorabilă, cazul paradigmatic fiind Don Quixote al trimite în fond la locul lui, la marginile lumii, revine în ultimă instanță la a declina jurisdicția umană asupra lui, căci el e efectiv ab norm și al încredința providenței divine care urmează a-i decide destinul. De altmintări, în lumea islamică, la fel ca și într-un anumit segment al ortodoxiei, a se vedea nebun într-un Hristos, nebunul e considerat a avea legături privilegiate cu divinitatea. Nebunul, așa cum o arată magistral Foucault, persistă în caracterul lui marginal până în momentul în care știința îl situează pe de o parte în economia cunoașterii, într-o disciplină riguros fondată psihiatria, pe de alta în aceea a lumii, respectiv în spitalul sau azilul psihiatric. Dar între timp criteriul marginalității se deplasase, iar marea mutație are loc pe acest teren odată cu emergența creștinismului ca religie dominantă a Europei. Pentru creștin, lumea e una, creată ex nihilo de Dumnezeu, bună în esența ei și unitară, nemai cunoscând ca frontieră indepasabilă separația dintre noi și ceilalți, dintre, așa cum spune apostolul, evreu și grec, bărbat și femeie, adult și copil. E o lume în care riturile separației, în primul rând cele ale separației radicale pe care le evocă gnoza, nu mai au circulație. Lumea devine orbe cristiana, înainte de a fi cu modernitatea sat, e urbe care privită din punctul ei focal, se înfățișează ca o mare familie ai cărei membrii sunt frați. Cuvânt decisiv și inaugural al noii credințe, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, devine în semnul prin excelență al fraternității creștine. Dacă filoxenia greco-romană miza pe separația dintre noi și ceilalți, pentru creștinism eu și tu suntem una și de aceea datoria mea nu e doar față de cei din neamul meu, ci față de orice ființă creată după chipul și asemănarea Tatălui Unic iubirea aproapelui și orice om pe care providența mi-l scoate în cale e aproapele meu, filantropia, nu e cuvântul facultativ al unei înțelepciuni sublime, ci un comandament al credinței menit a proba virtutea în praxisul cotidian. Străinul e, de acum înainte, un celălalt proxim, aproapele a cărui simplă prezență ne solicită atenția și disponibilitatea ați deturna privirea de la aproapele tău, revine fie la a încălca o prescripție esențială a credinței, fie pe cale de consecință la a încălca norma de bază a societății creștine. Astfel, solicitudinea față de semenul meu, mai ales față de cel aflat în suferință, care e un analog al Dumnezeului crucificat, devine semnul prin excelență al dimensiunii mele de potrivă spirituale și sociale în virtutea funciarei noastre fraternități, căci cu toții ne revendicăm în egală măsură de la Tatăl nostru din ceruri, ajutorul față de aproapele său e pentru creștin o datorie universală în toate accepțiunile acestui cuvânt. Lumea creștină e, așa cum o definește un sociolog al religiei, Marcel Gaucher, o lume care e încă una a tradiției, dar care pregătește deja modernitatea o lume a comunităților mici dar care se lărgesc o lume în care marginalii sunt încă definiți prin rolul lor dar care progresiv tind să se elibereze din cadrul în care sunt prinși Alături de nebun, marginalul prin excelența al acestei lumii e cerșetorul, decrepit și infirm, adică însemnat în carnea lui de condiția pe care o reprezintă, el e imaginea Dumnezeului rătăcitor, singur și sărac, avându-și doar haina de pe el și lipsit de adăpost. Apariția lui, bruscă și tulburătoare, ne scoate din circuitul cotidian acela reprezentat în tablourile lui Bruegel și ne amintește de necunoscutul ce vine cu pas de fur în noaptea indiferenței și a ignoranței noastre. Pomana dată cerșetorului nu e doar o faptă creștină, ci în egală măsură momentul în care recompunem, înfruntându-i Hidoșenia, din chipul descompus al celuilalt, imaginea nevăzută spre care deschide în aceeași măsură icoana nu e de mirare de ce, propunându-și reformarea credinței, Sfântul Francisc din Asizi le va cere fraților să-i desculți, să se identifice cu umbra umilă și respingătoare a cerșetorilor, căci nu cei din urmă vor fi cei din tâi. Mai avem în lumea medievală încă un model al marginalului despre care rămân de referință lucrările istoricului polonez Bronislav Gheremec, Vagabondul, în vreme ce cerșetorul stă la locul lui, așteptându-și pomana, vagabondul e hotărât să-și ia partea ce crede a-i se cuveni din bunăstarea comună. Și nu oricum, ci cu forța, și multiplicându-și prin asociere cu alții de teapa lui forța. Cerșetorul e infirm, vagabondul e puternic, cerșetorul cere, vagabondul ia, cerșetorul e integrat în comunitate, vagabondul e sancționat de aceasta, cât și el, cel fără căpătâi, nu respectă regula comună, ci din potrivă atentează programatic la ea. E un anomic, un om fără Dumnezeu, situat în proximitatea anomicului prin excelență, a celui care prin practicile lui tinde să dizolve ordinea socială și despre care avem remarcabilul studiu al lui Norman Cohn, ereticul. Vagabondul nu respectă legea lumii, ci în mod organizat caută să o submineze, de aceea e identificat cu mediul din afara lumii umane, pădurea și, asemenea, jivinelor pădurii e hăituit și omorât fără nicio remușcare. Din potriva, moartea lui exemplară și spectaculoasă se constituie într-o reconfirmare a stabilității structurii sociale și a lumii în ansamblul său. Suntem încă departe de imaginea romantică, căci fabricată în timpul romantismului și stabilizată în timpul resurrecțiilor sale de fine de secol XIX, a lui Robin Hood, ori a lui Fra diabolo, sau a haiducilor noștri proscriși de o lume ce trăiește în mistică și obscurantism, generoși sau tenebroși, subtili și princiari, într-un cuvânt întrupând revolta marginalilor împotriva unui establishment inerțial și corupt. Livresc, simpatizăm poate cu acest tip de marginal, cu atât mai mult cu cât ne actualizează vitalitatea unui underground pe care nicio formă de civilizație nu-l poate reprima, însă atunci când apare în orizontul lumii noastre, dotat, le tombe oblige, cu o centură de explozivi, ne comportăm la fel ca strămoșii noștri din îndepărtatul ev mediu. Dar între banditul lumii medievale și reprezentarea lui Fan de siècle, întreaga lume s-a schimbat. Mai întâi, Marea, odată cu Columb, n-a mai reprezentat ultima frontieră, ci un pod între lumi. Apoi, cu luneta lui Galilei, cerurile s-au deschis pentru a lumina un univers tot mai puțin simbolic și tot mai mult inteligibil, conform unor logici formale menite a unifica sub specia tot mai largă a genericului o diversitate ce debordează cadrele cunoașterii tradiționale. Străinul radical al lumii noi, asupra căruia s-a oprit Svedan Todorov, e recunoscut în urma disputei de la Valea Dolid ca fiind și el aproapele nostru. Adversalul, uneori redutabil al primilor conquistadori, sfârșește repede în resemnatul bon sauvage pe care nu îl mai distinge de lumea civilizată decât sărăcia, pe care însă nu o practică voluntar, și pitorescu ca efect al distanței ce atenuează asperitățile unei triste evidențe. Descartes afirmase universala distribuția rațiunii. Iluminiștii vor deduce din ea egalitatea umană, o egalitate în potență, pe care educația universală e menită să o actualizeze. Educația e cea care, tenace, pas cu pas, conform regulilor distincte și clare ale rațiunii, îl transformă pe sălbatic în om și cetățean. Iar sălbaticul nu e doar locuitorul îndepărtatelor insule cu papagali și cocotieri, ci și în imediata noastră proximitate, țăranul, refractarul paganus și copilul produs al naturii care trebuie adus la cultura. Ideologia iluministă își va atinge într-un sens apogeul în epoca victoriană pentru care Dickens rămâne cel mai bun ghid care va înțelege în mod manifest ajutorul acordat marginalilor ca fiind o pedagogie socială având ca scop umanizarea unor făpturi aflate la limita umanului. Dar cum e cu putință acest lucru? Practicând o selecție atentă a caracterelor care alcătuiesc caracterul persoanei și cultivându-le cu grijă pe cele care sunt valoroase, morale și sociale. Atât iluminismul cât și în special victorianismul moștenesc faimoasa etică protestantă care, dincolo de felul în care înțelege îmbogățirea, vede în om un furnicar al vicilor ce trebuie reprimate printr-o riguroasă asceză și din care latura bună a omului nu poate scăpa decât prin grația divină în cheie religioasă sau prin iluminarea rațională în cheie laică iar viciul prin excelența, păcatul exemplar al teologiei rămâne plăcerea de moment care nu stă să judece asupra consecințelor și care are drept efect în mulțirea mizerabililor lumii acesteia, spune pastorul Thomas Malthus la finele secolului XVIII. Păcatul cărnii este opusul exercițiului cristalin al rațiunii, e revolta, nici când îndeajuns reprimată, a sălbaticului împotriva civilizației, și e semnul viciului pe care carnea deopotrivă îl ascunde și îl face vizibil, după cum ne explică Cezare Lombroso și frenologii secolului XIX. De aceea, în epoca de început a modernității, care e deopotriva aceea revoluției industriale și a armatelor naționale, numele adevărat al educației este disciplina. Lumpenul proletar pe care îl atrage și produce urbanizarea industrială trebuie disciplinat în toate sensurile cuvântului, deparazitat, spălat și îmbrăcat, decent, deopotrivă pe din afară și pe dinăuntru. Dar cine e acest lumpen? Sunt oamenii comunităților tradiționale pe care modernitatea le-a dislocat, făcându-le să-și piardă coerența structurală și care s-au aglutinat la periferia în foburgurile marilor metropole industriale. Pierzându-și reperele tradiției și ne mai rămânând decât cu o babilonie de tradiții disparate, oamenii aceștia, care nu mai sunt rurali, dar încă nu sunt urbani, trebuie aduși la un numitor comun, cel al normei sociale, care la rândul său este expresia legii raționale. Și acest lucru trebuie făcut din mers. Departe de a constitui un dezavantaj, acest ultim aspect e marea șansă a secolului XIX. Societatea industrială se înfățișează ca un mecanism care funcționează impecabil, deoarece e bine reglat și fără oprire, ad maiorem, gloria rationem. Și evident, pentru prosperitate. Dar pentru prosperitatea tuturor, așa cum o pretinde ideologia indiscutabil generoasă a timpului, sau pentru prosperitatea câtorva, cum nu vor întârzia să remarce și să clameze heralzii stângii. Ne amintim de teza lui Max Weber, potrivit căreia pentru protestant bogăția devine în semnul vizibil al virtuții și răsplata credinței. În acest sens, lui Novoriș, care e în centrul unei întregi literaturi, să ne amintim doar de Balzac, etalându-și averile, nu face doar dovada bogăției lui, ci în același timp a respectabilității sale sociale. E bogat pentru că e merituos, iar bogăția e răsplata meritelor sale. În fond, în plină epocă victoriană, nici Darwin nu va spune altceva. În jungla socială, îmbogățirea e marca aptitudinilor de supraviețuire și de dezvoltare a celui care o deține. Naturalul și socialul se întâlnesc în acest darvinism social care vrea ca bogăția și respectabilitatea să se identifice. La antipozi, sărăcia e semnul unui viciu, e ea însă și un viciu, iar loserul, să ne amintim de literatura naturalistă, e un om căzut din umanitatea lui într-o lume în care statutul personal și cel social sunt date de reușita economică, săracul e o non-persoană sau doar parțial o persoană. Marx o va spune tranșant. Săracul, proletarul, e cel ce nu dispune decât de propriile lui brațe. Pe aceștia și le închiriază pentru o sumă de nimic, salariul, care pentru el face deosebirea dintre ce se poate și ce nu se poate. Proletarul e cel ce pune în mișcare economia, în vreme ce de leisure class câștigă enorm fără să muncească. Oare? Ceea ce Marx ignoră și o vor ignora toate marxismele e faptul că productiv nu e doar cel care muncește, ci și cel ce cumpără. Industria cumpărăturilor e în fond cea care comandă industriei productive. Însă nu aici e problema. Bumul industrial al celei de-a doua jumătăți a secolului XIX ne aduce o dublă definire a marginalului care în bună măsură rămâne stabilă până în zilele noastre. Mai întâi, dinspre dreapta, care pune accentul pe eficiență și productivitate, marginalul e cel care nu e productiv sau e lipsit de eficiență. În această situație se află nu doar muncitorii necalificați, ci și femeile, copiii, bătrânii, alogenii neintegrați, handicapații de tot felul, artiștii boemi, etc. Să nu uităm că dreapta e individualistă, maxima ei e aceea că fiecare trebuie să-și câștige existența. Ori toți cei citați mai sus nu își câștigă decât cel mult în parte propria existență. Ce facem cu ei? Aplicăm o politică de morcov și băți. Mai întâi îi școlarizăm, adică îi deschidem unei calificări gratuit pe seama statului, apoi îi supunem unei presiuni din ce în ce mai mare a pieței. Astfel, au șansa de a se integra mecanismului productiv și de a deveni persoane și cetățeni cu drepturi de pline. De cealaltă parte avem stânga, pentru care marginalul e cel umilit și obidit de un sistem opac care își aservește toate structurile societății. Marginalul e cel pe care lumea industrială l-a dezmoștenit de tradiția lui, ne oferindu-i în schimb decât o corvoadă de animal și o viață de mizerie. Marx va numi acest proces al abrutizării prin munca alienare. Pentru ca omul să fie om, societatea trebuie să-i garanteze un minim de subzistență, apoi de decență, în obținerea căreia se angajează întregul potențial al luptei sindicale. În plus, e vorba de a cere un drept de la umanitate și pentru cei care nu mai sunt productivi. Mecanismul modernității nu cunoaște opriri. Când o piesă cedează, e înlocuită cu alta. Stânga e cea care va afirma răspicat că omul nu e o piesă de care să te dispenseze aruncând-o nonșalant. Evident, există și o franjă a proletariatului care își va face din sărăcie bogăția și care va considera oarecum asemeni briganzilor din trecut pe care de altmintării va exalta că o razie la scara istoriei ar pune capăt nedreptății. Ce e important aici? Un lucru esențial. Faptul că odată cu triumful industrializării și al muncii salariale, criteriul marginalității tinde să fie unul singur: venitul, câștigul, banii. Scara socială e scara veniturilor și cei aflați în partea de jos a acesteia, indiferent de nuanțele care îi deosebesc, sunt perdanții acestei lumi. Orice s-ar spune, acest criteriu satisface două cerințe esențiale ale noii științe în ascensiune, sociologia. E universal și e sigur. Scara veniturilor de un grafic al societății în termeni de cifre și raporturi, iar acesta e un lucru de care trebuie ținut cont, dat fiind că odată cu masificarea propriei lumii moderne, aproapele meu în egală măsură se apropie până la a deveni, dacă nu amenințător, atunci măcar stânjenitor și se îndepărtează până la a deveni total indiferent. Ceea ce înseamnă că, pe de o parte, percepția celuilalt devine difuză, pe de alta, creșterea demografică și urbanizarea favorizează nu doar dezvoltarea marilor metropole, ci și, de o ghetoizarea, care va constitui în secolul 20 bazinul altor forme de marginalitate. Toate lucrurile de care am vorbit anterior se petrec oarecum în virtutea unei logici socioeconomice care e ghidată de propria ei dinamică și care pare un moment să ignore un actor decisiv al problemei marginalității, statul, în speță statul național modern. Menirea acestuia e aceea de a veghea și de a garanta asupra faptului că întreg corpul social e unic și indivizibil, ceea ce în concret se traduce prin faptul că toți cetățenii unui stat sunt supuși aceluiași sistem de impozitare, taxare și protecție socială. Acest ultim element apare deja la începutul secolului 20. Zimăl va defini săracul ca fiind cel asistat de comunitate, fără a preciza natura acesteia. Evident, în joc sunt mai mulți factori. Prosperitatea din a doua jumătate a secolului XIX face cu putință redistribuirea beneficiilor, solidaritatea sindicală și cea a tranșeelor primului război mondial deschid o altă perspectivă asupra demnității umane, dezrădăcinații rumii rurale devin sedentarea ai marilor orașe, etc. Dar mai e la mijloc și rațiunea de stat. Potențialul destructiv al marginalilor concentrați și organizați era bine cunoscut cu mult timp înainte ca Marx să decreteze că într-o viitoare revoluție proletarii nu au de pierdut decât lanțurile. De aceea statul va tinde mereu să structureze marginalitatea de la centru. Cum? internând marginalii și, astfel, creând enclave controlate. Apogeul acestor al vor reprezenta lagărele de concentrale, în care cei desemnați de ideologia dominantă drept marginali erau reduși, în fapt, la condiția de sclavie ai lumii moderne. Dincolo de caracterul lor revoltător și absurd, lagărele au fost, după analiza Anei Applebaum, un eșec economic, eșecul tentativei brutale de a reduce marginalitatea la pura productivitate. O altă formă de integrare a marginalilor o reprezintă caruselul modelor. Cu o periodicitate din ce în ce mai strânsă, undergroundul ul e adus la lumină, e pus în valoare, establishment-ul adoptă moda rebelilor și astfel îi convertește pe aceștia la valorile stabile ale societății. Vectorul medierii e evident banul, însă nici mass media nu trebuie ignorată. În fine, instituționalizarea ajutorului, care pe de o parte masifică asistatul relegându-l în domeniul unei industrii sociale, pe de alta reducând contactul personal cu cei aflați în nevoie, favorizează declinul filantropiei și tratarea în bloc a marginalilor în funcție de diverse criterii născute din feedback-ul sondajelor, testelor și programelor sociale. În lumea contemporană, conturul marginalului devine incert. Pe de o parte e invizibil, integrat fiind de programele și instituțiile sociale, pe de alta e hiperexpus de mass media avidă de pitorescu și telegenicul dramei lui. Atâta doar că marginalul mediatic, în ciuda faptului că are un chip, rămâne generic și periferic preocupărilor noastre, cel mai adesea singura lui consistență fiind aceea unei povești, neîndoielnic dramatică, dar totuși poveste. Suferința lui, exhibată de presă, are funcția de a ne aminti după obositoare zi de muncă că nu suntem automate, că avem inimă, că încă putem lăcrima, tot așa cum în spațiile de reclamă dintre drame, putem dori din tot sufletul produsele ce ni se oferă. Și apoi prezența marginalului e tonică, el ne confirmă propria centralitate sau cel puțin faptul că ne aflăm pe orbita acesteia cine sunt marginalii lumii moderne. În bună măsură, poate accentuată de valurile de bot people ale lumii a treia care caută paradisul terestru în țările dezvoltate, e la fel ca în antichitate străinul. Noul viac și mileniu au început sub semnul potențialului anomic al acestuia. Străin sau nu, marginalul e lecturat în cheie economică, e sărac la limita potențialului de subzistență și nu e productiv. Poate fi ajutat să devină, fie lucrând el însuși, fie integrându-se unei industrie a asistenței sociale, care la rândul ei creează locuri de muncă, productivitate și eficiență. Securitatea socială clasică, aceea pentru care luptau socialiștii secolului XIX și pe care o expune planul Beveridge, a devenit de mult un bun comun. Era și fatal într-o lume în care totul se calculează, definirea marginalității în termen de venit și compensarea ei în aceiași termeni e pur și simplu o necesitate istorică. Securitatea socială e în fond securitatea muncitorului, care știindu-se asigurat în ceea ce privește sănătatea, bătrânețea, școlarizarea copiilor, se poate dedica cu totul activității lui productive. Beneficiul pe care îl aduce un muncitor îngrijit față de unul abandonat sorții lui e net superior, drept care la baza asistenței sociale nu se află, oricât de sensibilizația în fi de dramele umane, filantropia, ci un interes social. Mai sunt evidenti, irecuperabili, cei care, dintr-un motiv sau altul, nu mai pot fi integrați ciclului productiv. Ei trebuie nu doar îngrijiți, ci și păziți pentru a nu tulbura buna dispoziție și veșnica tinerețe a lumii productive. Cine sunt marginalii lumii moderne? Cei pe care lumea modernă i-a instituționalizat. Cei care rezistă cel mai adesea prin carnea lor, asemenea copiilor, bătrânilor fără vârstă, bolnavilor incurabilor, persoanelor cu handicap, instituțiilor modernității. Acelor instituții, cărora noi nu le mai rezistăm pentru că ne identificăm cu ele. Însă nu trebuie să uităm acest fapt, mai devreme sau mai târziu, în această lume în care totul e organizat, ne va veni nouă înșine rândul de a fi asistați și instituționalizați. Iar atunci, mai mult ca sigur, rațiunile economice, sociale și de stat nu ne vor spune nimic și vom căuta insistent în jurul nostru un singur lucru, chipul apropelui nostru, în a cărui iubire ne vom întregi viața.